Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În noul an 2022 al tigrului, vei intra ușor și natural. O mulțime de planuri și speranțe, idei și proiecte interesante se vor învârți ca un vârtej încă din primele zile ale anului 2022. Și ceea ce este curios, în ciuda curajului tău și în unele locuri ale utopismului evident, te vei realiza ca prin magie. Vei avea o perioadă de abundență în 2022, anul tigrului va fi marcată de rezultate numeroase și semnificative. Tot ce ai lucrat în anii precedenți va începe să dea roade. În afaceri, te așteaptă succes și stabilitate. Te poți deplasa cu îndrăzneală în direcții noi, activitatea ta va avea succes. Anul 2022 este un moment favorabil pentru implementarea de noi proiecte, atingerea obiectivelor profesionale și de carieră. Totul se va rezolva cu ușurință, mai ales în direcții noi. Căsătoria poate fi cu pistolul la tâmplă, trebuie să te concentrezi cât mai mult pe viața personală. Situația se va intensifica și va trebui să traverseze o perioadă dificilă de criză, pentru a nu pierde un partener. Este necesar să înveți rezistența, răbdarea, capacitatea de a ajunge la un compromis. Pentru tine, 2022 promite să fie un an de realizări și descoperiri. Unii gemeni vor descoperi țări și continente noi, alții vor descoperi ceva nou și necunoscut anterior în ei și și în cei dragi. În orice caz, după cum te sfătuiește horoscopul, ar trebui să intri în 2022 cu ochii deschiși și cu o curiozitate aproape copilărească, pentru a nu rata toate cele mai importante și interesante din fluxul zilelor săptămânii. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că viața de zi cu zi plictisitoare și uneori gri este, de asemenea, o parte a vieții și nu trebuie să fugi ca nebuna pentru impresii noi în fiecare zi deoarece chiar și cele mai vii impresii te plictisesc treptat. Dar astra le avertizează că pentru unii gemeni, soarta le va pune o piatră în sân și este îndreptată direct spre inimă. Dragostea va veni la gemeni în anul tigrului, dar, din păcate, neîmpărtășită. Dacă ți se întâmplă asta, nu te răsfăța cu iluzii, nu încerca să câștigi obiectul suspinelor tale. Să știi că există un alt scenariu de a deveni un prieten loial acestei persoane. Cine știe, poate ani mai târziu te vei regăsi în locul lui, iar el în al tău. Singura întrebare este, vei avea nevoie de el? Acela care au decis totul în viața lor personală cu multă timp în urmă nu ar trebui să se liniștească. Fii atentă la copii și parteneri. Unii pot avea probleme de sănătate, în timp ce alții se pot plictisi, la urma urmei, ai atâta de multe lucruri de făcut și toate în diferite locuri. Găsește puțin divertisment în lateral. Deci, vină cu modalități în avans cum să menții un interes aprins în persoana ta, fără a-ți limita libertatea de acțiune. Și atunci dorința pe care ai făcut-o în ajunul anului nou se va împlini cu siguranță. În acest an astrele îți recomandă să acorzi cât mai multă atenție muncii, acum este o etapă decisivă iar dacă o treci, atunci vei avea succes. În ianuarie, vei fi ocupat în principal cu viața ta personală, energia ta este în creștere acum, noi întâlniri și cunoștințe vor deveni mai interesante. Dedică luna februarie educației sau călătoriilor. În martie 2022, cel mai probabil te vei gândi doar la cariera ta și, pe bună dreptate, aceasta este o perioadă excelentă pentru creștere. În aprilie, petrece mai mult timp în echipă, iar luna mai, în singurătate. Iunie din anul tigrului este cel mai strălucit moment în care talentele tale vor înflori. Succesul financiar te așteaptă în iulie, comunică mai mult în august, aranjează-ți cuibul. Septembrie este un moment minunat pentru treburile casnice, viața personală va fi plină de evenimente. În octombrie și noiembrie, Zona principală va fi munca. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. În anul 2022 vei simți gustul libertății și multe dintre voi vor dori să cunoască lumea în manifestările ei încă necunoscute. Anul 2022 va fi variat și interesant pentru tine. În prima jumătate a anului va aduce un sentiment de libertate, optimism dorința de a explora lumea, dar stelele te avertizează să arăți mai multă conștientizare, ambiție excesivă și egoismul nu ți vor face bine. La începutul anului, dragostea neîmpărtășită îți poate strica starea de spirit romantică, dar vara și începutul toamnei, stelele te pot ajuta să ți găsești logodnicul. Vei avea, de asemenea, mai multă muncă în anul tigrului, dar ai șansa de a face o treabă minunată, nu trebuie să-ți fie frică să-ți asumi responsabilitatea. La mijlocul verii, succesul financiar îți poate întoarce capul și vei începe să cheltui banii cu nepăsare. Astrele te sfătuiesc să nu cumperi articole de lux, ci să investești fonduri în îmbunătățirea locuinței sau în achiziționarea de bunuri imobiliare. Dacă ești născut între 21 și 31 mai, va fi mai ușor pentru tine decât pentru restul reprezentanților semnului gemeni să-ți consolidezi autoritatea în societate și să influențezi pe ceilalți. În plus, vei întâlni vechi prieteni și vei face noi cunoștințe. Chiar și cele mai sălbatice idei din acest n-ar putea deveni realitate. Vara îți va fi amintit atât pentru munca grea, cât și pentru o recompensă demnă. Dacă ești născut între 1 și 10 iunie. Cea mai bună perioadă a ta este primăvara, și anume martie și aprilie, când cele mai pozitive evenimente și schimbări vor avea loc în viața ta, este posibil să te întâlnești cu o persoană dragă sau să întărești relațiile existente. La locul de muncă, faci o treabă grozavă și vei putea ajunge la un numitor comun cu superiorii tăi pe probleme importante pentru tine. Toamna? Întâlnirile și pasiunile romantice te vor da peste cap, dacă ești născut între 11 și 21 iunie. La începutul anului 2022, ai de lucru mai multe decât oricine altcineva. Nu te teme de încărcături, din potrivă, ia tot ce ți se oferă și abordează problema cu toată responsabilitatea. Dar în dragoste, cel mai strălucitor și mai productiv va fi aprilie și mai. În iulie și august se vor deschide noi oportunități pentru călătorii, recreere, educație, autorealizare în orice zonă. Principalul lucru este să nu stai cu mâinile în sân. Dragostea în 2022 Dragostea pentru tine în 2022 va veni complet pe neașteptate. După cum am spus mai devreme în partea generală, există posibilitatea ca acesta să nu fie un fapt obligatoriu. Unele dintre voi, având destul de multe rotițe uzate, vor gândi, ar fi mai bine să nu vină. Degeaba, degeaba, iubirea este dragoste, nu există tristețe, este importantă doar să-ți amintești că aceste sentimente sunt creația inimii, gândurilor și dorințelor tale, și se întâmplă ca cealaltă persoană să nu aibă nimic de a face cu asta, ce să faci, iubește în timp ce iubești, și apoi apucăți capul. Deschide ochii larg și privește în jur cu atenție. O persoană de încredere va cădea cu siguranță în câmpul tău vizual, cu care vei trece prin foc și apă fără teamă. Pentru cele practice și intenționate, există șansa de a-și aranja viața personală în cel mai bun mod posibil. Influențele planetare vor fi de așa natură încât căsătorire de conveniență și beneficiile reciproce vor avea mare succes, poate că, în timp, Astfel de cupluri își vor da seama că se iubesc cu adevărat. Profită de noroc în ianuarie și septembrie, iar nuntata poate fi programată pentru decembrie. Pentru cele care au eliminat problema căsătoriei de pe ordinea de zi, cu o inimă ușoară, pot face o cauză comună, de exemplu, să creați împreună o afacere de familie. Momentul favorabil pentru aceasta va veni în martie cum stai cu banii în 2022, ceva ceva, dar fi pregătită pentru multă muncă în anul tigrului. Trebuie doar să te întorci cu fața către muncă. Cu toate acestea, există o mică nuanță. Plata nu se va potrivi întotdeauna cu efortul. Este de dorit să ai aceste lucruri de la sine înțeles, deoarece pot exista cazuri când totul va fi aranjat exact invers lucrează din greu pentru fiecare bănuț și vei primi un milion. Nu este o perspectivă proastă, nu-i așa? O condiție importantă pentru succesul în afaceri profesionale este programul de lucru gratuit, iar cele care sunt propriul lor șef se vor găsi într-o poziție și mai avantajoasă. În ceea ce privește sferele de aplicare a muncii, nu există restricții aici. Cu abilitățile tale de comunicare, toate ușile sunt deschise pentru tine acolo unde există comunicare în viu și mișcare constantă. Dacă încă mai cauți propria afacere, acordă atenție domeniului logistic, în special în ceea ce privește transportul, psihologii, avocații și tot felul de consultanții vor fi foarte solicitați în 2022, dar industria imobiliară este neprofitabilă din punct de vedere financiar pentru tine. Cu toate acestea, dacă ești gata să lucrezi pentru această idee și pe termen lung, atunci merită riscul. Sănătatea în 2022, stilul de viață greșit și nu foarte sănătos pe care și-l permit unii gemeni poate afecta negativ sistemul digestiv în 2022, încearcă să nu utilizezi în exces mâncarea rapidă, să excluzi gustările uscate și să te abții de la lingușelile alimentare frecvente. La sfârșitul lunii februarie 2022, este posibilă o exacerbare a bolilor asociate articulațiilor și coloanei vertebrale. Dacă ai vreo boală cronică, încearcă să rămâi cald în iarnă rece și îmbrăcăte adecvat vremii. La sfârșitul primăverii, acordă o atenție specială a calității alimentelor, otrăvirea este posibilă. Vara, începe exercițiile și întărește sistemul imunitar iar apoi toamna va trece fără răceli. În octombrie și noiembrie 2022, procedurile legate de curățarea corpului de toxine vor avea succes. Respectarea dietei în acest moment va face mai ușor să scapi de kilogramele în plus. Horoscop chinezesc 2022 pentru gemeni Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, gemenii născuți într-unul dintre anii șobolanului se așteaptă să aibă un an interesant, cu o mulțime de impresii vii. Energia va fi debordantă, iar emoțiile vor scădea. Stelele ți au pregătit schimbări vesele în afacerile profesionale și personale. Cel mai probabil, se vor întâmpla în același timp. Va trebui să alegi ceea ce este mai important pentru tine. Ofertele ispititoare care deschid perspective strălucitoare te vor face să te răsucești. Gândește-te bine! Poate că o macara care zboară pe cer nu se îndreaptă în direcția ta. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, 2022 este un moment bun pentru a-ți consolida poziția în profesie, dar în viața ta personală, parțial tulbură. În primăvară, sunt așteptate întâlniri din trecut, care vor aduce confuzie sufletului. Nu te încrede prea mult în cuvinte frumoase. Poate că persoana care le vorbește nu este altruistă, tinerilor și veselilor gemeni nu le va păsa de nimic, chiar și dragostea neîmpărtășită. Sfaturi pentru toată lumea asta a boilor din gemeni, nu-ți face griji cu privire la viitor, nu fi chinuite de trecut, trăiește cu îndrăzneală în prezent, dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, în anul tigrului, Natura ta de tigru va prevala și nu vei dori să renunți la campionat în nimic. Exact asta se aștepta de multă de la tine în familia ta, la serviciu și în prietenie. Să ți spun un secret, pentru un astfel de comportament ești premiată cu o medalie de aur. Eliberează-ți capul de gânduri inutile și treci la treabă. Vârful evenimentelor din activitatea profesională va fi la sfârșitul iernii iar vara și toamna vor fi generoase cu dragoste și romantism, va fi timp și, cel mai important, bani pentru a-ți aranja o călătorie fabuloasă, dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, este timpul ca gemenii curaj să învețe ceva nou, și vechi prieteni te pot ajuta în acest sens, așa că petrece mai multă timp împreună discutând idei interesante, în a doua jumătate a anului, adunați voința într-un pumn și lasăți frivolitatea inerentă. Preferă să ai numai bun simț și calcul sobru. Aceste lucruri te va ajuta să faci față cu ușurință chiar și problemelor aparent insolubile. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, găsirea armoniei și perfecțiunii în relațiile de familie îți va lua multă timp liber. În 2022, potențialul tău creativ va fi atât de mare, încât propunerile pentru implementarea acestuia vor cădea ca o cornucopie aproape din prima zi a anului. Iați timp să te mulțumești cu oricare dintre ele. Întinde-te până în primăvară. Prețul emisiunii va crește semnificativ și în acest moment lucrez cu cărțile pe masă. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, calmul și numai calmul este motoul șarpelui gemeni pentru întregul an 2022. În caz contrar, toate ideile tale ingenioase și planurile grandioase sunt în pericol. Așadar, nu lua prea mult în cârcă. Rudele vor reacționa la acest lucru prin înțelegere. Comunicarea cu animalele este benefică pentru a menține o bună dispoziție și liniște sufletească. Gândește-te să-ți o pisică, tigrul o va aprecia cu siguranță. Eu o am pe murca după cum bine știi. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal. În anul tigrului, vei fi sfâșiată de controverse, și la un moment dat în 2022, vei dori să începi din nou, dar va trece foarte puțin timp și totul poate reveni la normal. Nu te certa, cu atât mai puțin nu da vina pe alte persoane pentru eșecurile tale, este doar dragoste, și nu te poți ascunde de ea anul acesta. Mai rămâne un singur lucru, să-i accepti regulile de joc, și spun, poți muta munții, poți descoperi o stea necunoscută și poți duce iubitul tău până la capătul pământului, unde trăiește fericirea. Dacă în horoscopul chinezesc ești capra, scena centrală a evenimentelor semnificative din 2022 este biroul de lucru, sala de ședințe și scările care duc la biroul șefilor. Pregătește-te! Multe probleme vor fi rezolvate din mers uneori poate părea că nu ești apreciată. Alungă astfel de gânduri, fii răbdătoare și vei reuși. În a doua jumătate a anului, situația se va schimba dramatic în bine. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, anul 2022 va duce puțin din toate. Știri încurajatoare la locul de muncă, cumpărături bune și călătorii interesante. Dar toate gândurile și aspirațiile vor fi îndreptate aproape complet către un singur lucru, pacea și bunăstarea în familie, chiar și burlăcițele se vor gândi să se căsătorească, și ceea ce este deosebită de frumos, stelele îți vor da startul. Singurul avertisment este, nu anunța pe nimeni despre planurile tale de căsătorie, dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș. Sarcina principală pentru gemeni născuți în anul cocosului este menținerea unui echilibru între ambițiile personale și oportunitățile oferite din exterior. Dificultatea este că nu există un loc unde să aștepți instrucțiuni despre cum să faci acest lucru. Experiența și intuiția te vor ajuta. Pentru orice eventualitate, coboară ușor și tacheta revendicărilor tale, iar talerele se vor înclina în favoarea ta. Dar nu încerca să ceea ce dorești. Procedează cu prudență, dar cu încredere. În ceea ce privește dragostea și viața personală, ai încredere în inima ta. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, în 2022 vei avea ocazia să testezi personal adevărul axiomei: orice se face este în bine. Nu va exista nici o urmă a dezamăgirilor profesionale de anul trecut începând de din ianuarie vei obține un loc de muncă și un salariu la care nu ai visat niciodată. Dar aceasta este cu condiția să ai singură inițiativa. Succesul te așteaptă într-un domeniu nou, radical diferit de cel anterior, dar în vârtejul furtunos al schimbării, încearcă să nu uiți de cei care te iubesc și te așteaptă. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, în primele trei luni ale anului 2022, S-ar putea să simți că toată lumea este împotriva ta. Ia o ușurel. Totul se va îmbunătăți la sfârșitul primăverii și la începutul verii. Poate avea loc o întâlnire importantă care îți va direcționa viața într-o nouă cale. Cu excepția cazului în care, desigur, nu ți este frică de responsabilitatea care va cădea inevitabil asupra ta. Este vorba în primul rând de despre o carieră. În chestiuni personale, abține să rezolvi relația, nu forța evenimentele și nu lua decizii pripite. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!